Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Pe 15 august, creștinii catolici, dar și ortodoxi, sărbătoresc adormirea Maicii Domnului. Sfânta Maria Mare, așa cum este cunoscută în popor, este o sărbătoare cu o semnificație religioasă aparte. Vorbim despre importanța acestei zile, dar și despre ce activități se pregătesc în jurul adormirii Maicii Domnului, cu invitatul nostru de astăzi, Părintele Cornel Cadar, consilier cultural la Episcopia Romano-Catolică Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De unde vine denumirea acestei sărbători, adormirea Maicii Domnului, pe care iată că o sărbătorim peste câteva zile? Este o sărbătoare așadar dedicată Sfintei Fecioare Maria. La sfârșitul călătoriei sale pământești, ea a fost ridicată cu trupul și cu sufletul la cer. Nu a cunoscut moartea, de aceea se cheamă adormirea Maicii Domnului sau ridicarea Mariei cu trupul și sufletul la cer. Ea este sărbătorită și în Biserica Romano-Catolică, și în Biserica Ortodoxă, precum și în Biserica Greco-Catolică. Pentru că ea a fost aleasă la această demnitate de a fi mama Fiului lui Dumnezeu, la finalul vieții nu a cunoscut moartea. Așadar, este o sărbătoare cu o semnificație importantă, având în vedere că se regăsește în calendarul tuturor celor trei confesiuni, catolic, ortodox și romano-catolic și greco-catolic. Și în același timp o sărbătoare veche, foarte veche, vine din tradiția bisericii și de fiecare dată la această sărbătoare se fac slujbe deosebite în biserică, se citesc texte din Sfânta Scriptură legate de Sfânta Fecioară Maria, se explică aceste texte și credincioșii vin, se roagă și apoi sunt locuri de pelerinaj în care spre care se îndreaptă mulți credincioși pentru această zi, 15 august. Pe 15 august, în fiecare an, apropo de pelerinaj, se organizează o astfel de procesiune și la sanctuarul de la Cacica. De aici, din zonă, creștinii știu foarte bine, se organizează în grupuri și pornesc în acea zi sau cu o zi înainte către sanctuarul de la Cacica. În acest an, cum este organizat acest pelerinaj? Ca în fiecare an și anul acesta, mii de credincioși vor participa la sanctuarul de la Cacica pentru a se ruga acolo. Credincioșii pleacă din parohiile lor, fie cu autocarul, fie cu trenul. Este un tren care ajunge până aproape de zonă, fie cu mașinile mici. Unii dintre ei străbat o distanță considerabilă pe jos și ajung acolo la celebrările de pe 14 și 15 august, la programul care este acolo, participă, se roagă. Majoritatea dintre ei merg cu gândul acesta să se spovedească, să se împărtășească, cu alte cuvinte, să se producă în viața lor o primenire spirituală, o reînnoire a vieții, pleacă de acolo cu gânduri noi, cu hotărâri bune, se îndreaptă spre casele lor. De ce a fost ales tocmai acel loc, la Cacica, în bazilica de acolo? E, dacă vreți, un loc de pelerinaj vechi la Cacica. A funcționat și în vremea comuniștilor, dar și înainte de comuniști, credincioșii se îndreptau spre acest sanctuar. Apoi, după căderea comuniștilor, sanctuarul a fost declarat sanctuar diecezan, sanctuar național, iar Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în anul 2000, l-a declarat Bazilica Minor, un titlu deosebit care arată că acest sanctuar este înscris în rândul sanctuarelor din întreaga lume ca loc de pelerinaj. Ca tare, sigur, e cunoscut acest sanctuar de la Cacica și prin faptul că acolo este o icoană, icoana Maicii Domnului, o copie după cea de la Cestocova, o icoană foarte veche, iar sigur credincioșii atunci când se roagă au în față această icoană. Cine poate participa la acest pelerinaj? Oricine, oricine. De altfel participă și tineri și adulți. Anul acesta, dacă vreți, pelerinajul capătă o semnificație deosebită prin faptul că va fi inaugurată și binecuvântată o piață în fața sanctuarului, piața Ioan Paul al II-lea, iar apoi în cadrul liturghiei de hram de la ora 11 de pe 15 august
va fi încoronată icoana Maicii Domnului de la Cacica, care a fost îmbrăcată cu un veșmânt nou, un veșmânt făcut din darul credincioșilor. Icoana a călătorit 3 ani de zile prin toate parohiile diecezei din Moldova, peste 100 de parohii din toată dieceza de Iași, și sigur credincioșii au contribuit pentru a fi îmbrăcat această icoană cu un veșmânt nou, cu o coroană pentru Maica Domnului și o coroană pentru pruncul Iisus, iar ceremonia aceasta a încoronării va avea loc în cadrul liturghiei. Participă, pentru că asta era întrebarea, participă și tineri și adulți, există un pelerinaj al tinerilor, tinerii vor străbate o distanță pe jos, ajungând la sanctuar, acolo vor fi întâmpinați de preasfințitul Aurel Percă, vor avea o liturghie specială la ora 18 seara și apoi punctul culminant al zilei de 14 august reprezintă procesiunea cu lumânări de seara de la ora 22 și apoi tot tinerii vor fi aceia care vor conduce rugăciunea pentru pace de la miezul nopții, pentru că, iată, în aceste zile suntem îndemnați într-un mod deosebit să ne rugăm pentru zonele în care există conflicte, să ne amintim că aproape de noi, în Ucraina, mor oameni nevinovați, dar în același timp în Irak sunt practic creștinii alungați de acolo, din casele lor, unii sunt uciși, la fel și în Țara Sfântă, în Gaza. Deci va fi o rugăciune condusă de tineri la miezul nopții din ziua de 14 spre 15 august. Apoi sunt o mulțime de voluntari tineri care participă la organizare, la ghidarea pelerinilor, la tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a tuturor celebrărilor care au loc acolo la Cacica. Observăm că se pune accent pe tineri, pe participarea tinerilor la acest eveniment. Cât de greu sunt ei cooptați acum în acest eveniment? Nu sunt cooptați greu, sunt de altfel ușor cooptați. Sau ei vin de bunăvoie să participe la acest pelerinaj? În fiecare an pentru există un pelerinaj. Pentru că vedem atâtea tentații spre care se îndreaptă tinerii. Sigur. În ziua de azi. În fiecare an există un pelerinaj al tinerilor, la care tinerii răspund într-un număr îmbucurător. De altfel, biserica se îndreaptă într-un mod deosebit spre tineri, pentru că dacă nu se sădește în viața lor la această vârstă valorile fundamentale, valorile care sunt legate de credință, de cerul lui Dumnezeu, mai târziu e greu să facă o alegere pentru Dumnezeu. Ceea ce se sădește la tinerețe se are și mai târziu. Cu aceleași valori creștem și mergem înainte. Și sigur că în mijlocul atâtor tentații, așa cum ați spus și dumneavoastră, e important să le arătăm care este drumul cel drept, să arătăm chipul lui Hristos, să arătăm că există un model desăvârșit de tinerețe. Maria, care a fost o tânără, o adolescentă, care a spus da lui Dumnezeu atunci când îngerul a venit la ea și a spus că a fost aleasă să fie Maica Domnului. Maria a spus, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. O tânără care îi spune da lui Dumnezeu, e un model pentru tineri și ei știu lucrul acesta și se îndreaptă cu multă bucurie spre locurile de pelerinaj. Pentru a-și face o imagine, un tânăr care nu a participat niciodată până acum, poate, la acest pelerinaj, cum vor fi activitățile de acolo? Pentru că vorbim despre o perioadă de o jumătate de zi, o noapte și apoi aproape încă o zi. Și apoi încă o zi, da. Sigur, un tânăr care n-a participat niciodată trebuie să știe că mai întâi ar trebui să citească în sufletul lui o dorință după ceva mai înalt, după o viață mai bună, după o viață mai curată, mai sfântă, și în întâmpinarea acestei dorințe sunt aceste pelerinaje care sunt organizate de către biserică, o întâlnire cu alți tineri care îl caută pe Dumnezeu tot cu aceeași pasiune și se îndreaptă spre un loc de rugăciune, un loc în care se va ruga cu ceilalți tineri, cu ceilalți pelerini, un loc în care va avea posibilitatea să se spovedească și să se împărtășească, să cânte împreună cu ceilalți, un loc în care e invitat tânărul să se roage, așa cum spuneam, pentru pace, să se roage pentru ceilalți, va asculta cuvântul lui Dumnezeu, sunt acolo predici speciale care sunt adresate și tinerilor în momentele de liturghie, o liturghie a tinerilor, după cum vă spuneam, pe 14 la ora 18 după amiază.
liturghii la care va predica anul acesta Părintele Iosif Dorcu, paroc și decan de Iași. În același timp vorbim despre acel loc care este denumit Sanctuar Marian. Ce importanță poate avea acest loc, acest sanctuar, pentru cei care cred, pentru cei care se îndreaptă spre acel loc acum, chiar pe 15 august? Sigur, 15 august este punctul culminant. Este și hramul acestui sanctuar. De obicei, acolo sunt preoți tot timpul anului, sunt pelerini care se îndreaptă spre acest sanctuar, participă la liturghii, la spovadă, la împărtășanie, dar sunt grupuri mai mici. Ei bine, pe 14 și pe 15 august sunt grupuri mari, mii de pelerini care vin nu numai din țară, nu numai din Moldova, dar avem pelerini care vin din Polonia, din Ungaria, din Germania, Austria, Spania sau Italia. Și pentru acești pelerini sunt liturghii în limbile lor, mai ales în ziua de 15 august, dimineață, sunt liturghii în limba maghiară, în limba germană, în ritul greco-catolic, pentru că vor fi și greco-catolici. Și sigur că acest pelerinaj culminează cu liturghia din ziua de 15 august, este liturghia hramului, prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel. El va avea și un cuvânt de învățătură pentru pelerini. De asemenea, sunt oaspeți deosebiți, sunt 6 episcopi, pentru că e ritul acesta de încoronare a icoanei Maicii Domnului. E arhiepiscopul Novak de la Cestocova. Sunt apoi câțiva episcopi din țară, Cornel Damian de la București, episcopul Tomaș de la Alba Iulia, auxiliarul de Alba Iulia, episcopul Anton Coșa de la Chișinău și, sigur, episcopii care sunt din Iași, Preasfințitul Petru Gherghel și Preasfințitul Aurel Percă. La finalul acestei liturghii de pe 15 august va fi din nou procesiunea în jurul bisericii, în jurul sanctuarului, cu icoana Maicii Domnului și apoi sunt binecuvântate și sfințite și florile și obiectele religioase aduse de pelerini. Trebuie să spunem că o replică a acestei icoane este expusă și în Catedrala Romano-Catolică din Iași. După cum are aceeași importanță. După cum vă povesteam, icoana Maicii Domnului de la Cacica, 3 ani de zile, a poposit în fiecare parohie din Moldova. Iar cu această ocazie a fost dăruită o copie a acestei icoane fiecarei parohii și este ținută la loc de cinste ca să amintească de vizita icoanei Maicii Domnului de la Cacica în parohia respectivă. Și în Iași există o asemenea copie care amintește de vizita făcută de icoana Maicii Domnului de la Cacica în Iași. Biserica din Iași mai are o legătură cu această sărbătoare, pentru că fix pe 15 august este și hramul la Iași. Sigur, e hramul catedralei, Adormirea Maicii Domnului. E o catedrală care a fost sfințită în 1789, deci când era Revoluția franceză, iată, catedrala era sfințită. Iar seara, la ora 18, în ziua de 15 august, va fi hramul catedralei, un hram la care vor participa câțiva episcopi, prezidat liturghia de Preasfințitul Petru Gherghel, va fi o predică specială de hram ținută de Părintele Cristinel Fodor. Va fi o zi cumva maraton și pentru credincioși și pentru preoți, pentru că dimineața vor fi la Cacica, iar seara la Sigur, Iași. O parte din credincioșii din Iași vor fi la Cacica, nu vor fi toți, iar ceilalți vor participa la liturghiile de dimineață, dar seara, într-un mod deosebit, va fi această liturghie de hram. Cum va fi organizat efectiv grupul de la Iași și cum să se adreseze cineva care poate încă nu s-a înscris? În cadrul parohiilor sunt organizate asemenea grupuri, autocare sau știu eu cu ce s-a gândit fiecare paroh că se merge. Se ia legătura cu parohul de care aparțin, de la una din parohiile din Iași și cu siguranță va primi informații când se pleacă, cum se pleacă și când se ajunge înapoi. A fost alături de noi Părintele Cornel Cadar, consilier cultural, Episcopia Romano-Catolică Iași. Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră și pentru aceste explicații despre Adormirea Maicii Domnului. Vă mulțumesc și eu și vă doresc și dumneavoastră sărbători frumoase.
Dezbaterea zilei a ajuns la final. Eu sunt Daniela Fronea. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!